Bună ziua, dragi elevi! Azi vă propun să învățați cum puteți crea un produs informatic utilizând aplicația de calcul tabelar Excel. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți în continuare exemplul pe care l-am gândit pentru voi. Produsul informatic este de fapt un joc. De aceea l-am și numit Să jucăm X și 0. Jocul va fi realizat prin formatarea condiționată a unei zone formată din 3x3 celule dintr-o foaie de calcul și prin utilizarea operatorului ampersand pentru concatenarea unor valori. Respectând regulile jocului X și 0, dacă unul dintre jucători va reuși să completeze o linie, o coloană sau una dintre diagonalele zonei de joc, aceste celule se vor completa automat cu o culoare, ceea ce înseamnă că avem un câștigător. Jocul poate fi reluat după ștergerea valorilor deja introduse, adică prin golirea de valori a zonei de joc. Vă prezint acum cum arată jocul la final, după ce am realizat toate formatările. Aceasta este suprafața de joc. Observați că în momentul în care selectez o celulă, se deschide o listă din care jucătorul poate alege o valoare. Un jucător își alege valoarea X, celălalt își alege valoarea 0. Dacă un jucător introduce o valoare greșită, alta decât X și 0, spre exemplu valoarea 1, obține pe ecran un mesaj de atenționare. Presupunem că începe jucătorul care și-a ales valoarea X. Fiecare jucător introduce valoarea după ce a completat colegul lui. Introducem câteva valori, să vedem cine câștigă și ce se întâmplă în momentul în care câștigă. Observați, jucătorul care și-a ales valoarea X a reușit să completeze o diagonală. Urmează prezentarea realizării efective a acestui joc. Începem realizarea jocului. Selectăm zona de joc, aplicăm porturi. Selectăm rândurile și stabilim înălțimea rândului la 25. Selectăm foaia de calcul 2. Introducem cele două valori pe care utilizatorul le va introduce în celule, adică X și 0. Ne întoarcem, selectăm celulele din zona de joc, deschidem fila date și din validare date din setări alegem lista. Ca sursă va fi foaia 2, adică cele două valori X și 0. În acest moment, după cum observați, în fiecare celulă poate introduce doar valorile din lista pe care noi am pregătit-o, adică valoarea X sau valoarea 0. Vă voi explica acum care vor fi formulele pe care le vom aplica pentru ca mai târziu să putem gestiona regulile de formatare condiționată. Vom utiliza operatorul ampersand pentru gestionarea regulilor pe linii, coloane și diagonale. În celulele de adresă F2, F3 și F4 vom scrie formulele prin care vom concatena valorile introduse de jucători în celulele din cele trei coloane ale zonei de joc. Și vom proceda astfel. În celula de adresă F2 vom scrie formula egal B2, B3, B4 concatenate cu ajutorul operatorului despre care tocmai am vorbit și va concatena cele trei valori introduse în prima coloană a zonei de joc, respectiv celulele B2, B3 și B4. În celula de adresă F3, formula va fi
egal, C2, C3, C4 concatenate cu ajutorul acestui operator și va concatena cele trei valori introduse în celulele din a doua coloană a zonei de joc. La fel vom proceda pentru o valoare pe care o introducem în F4, formula va fi D2, D3, D4 concatenate cu ajutorul acestui operator și va referi celulele din a treia coloană a zonei de joc, respectiv D2, D3 și D4. Același operator îl vom utiliza pentru a verifica valorile pe care jucătorii le vor introduce în celulele de pe diagonalele zonei de joc, precum și în celulele ce se găsesc pe liniile zonei de joc. Începem cu diagonale. Diagonalele zonei de joc fac referire la celulele B2, C3, D4 și D2, C3, B4. Observați că am pregătit o coloană unde vom scrie formulele care vor verifica aceste valori. Coloana este G. În celula G2 vom scrie formula care va concatena valorile din celulele B2, C3, D4, respectiv această formulă. În celula G3 vom scrie formula care va concatena valorile din celulele D2, C3 și B4. Pentru a verifica valorile pe care jucătorii le vor introduce în celulele ce se găsesc pe liniile zonei de joc, vom proceda astfel. În această coloană H, în celula H2, vom scrie formula care va concatena valorile din celulele B2, C2 și D2, parcurgând prima linie din zona de joc. În celula H3 vom scrie formula care va concatena valorile din celulele B3, C3 și D3, parcurgând astfel a doua linie din zona de joc. Iar în celula H4 voi scrie formula care va concatena valorile din celulele B4, C4 și D4, parcurgând astfel a treia linie din zona de joc. După cum observați în imagine, jocul s-a încheiat cu un câștigător, cel care a jucat cu valoarea 0. Dar jucătorii nu sunt atenționați cu privire la câștigarea jocului. Pentru a rezolva această problemă, vom apela la formatarea condiționată a tuturor celulelor din zona pătratului de joc. Știm deja că formulele care verifică valoarea din celula B2 se găsesc în celulele de adresă F2 pentru prima coloană a pătratului de joc, G2 pentru prima diagonală și H2 pentru prima linie. Dacă jucătorul care a ales valoarea X completează toate celulele din prima coloană a zonei de joc, el este declarat învingător și asta înseamnă că în celula F2 voi găsi valoarea XXX, dar la fel este posibil ca jucătorul care a ales să joace cu valoarea 0 să completeze aceste celule de aici, ceea ce înseamnă că în celula F2 vom găsi valoarea 000. Aceleași două cazuri reprezintă posibilele valori pe care le găsim în celulele G2
și H2 după ce jucătorii au completat zona de joc. Formatarea condiționată pe care o vom aplica în continuare va ține cont de toate cazurile posibile. Începem acum formatarea condiționată a celulei de adresă B2. Observați adresa B2. Ea este adresată de către celulele F2, G2 și H2. Selectăm celula B2. Din fila pornire alegem din formatare condiționată aplicarea unei reguli noi. Din fereastra de dialog selectăm opțiunea Se utilizează o formulă pentru a determina care celule să fie formatate și vom scrie formula. Începem cu valoarea din F2, care poate fi egală cu valoarea 000 și în cazul acesta aplicăm un format, adică umplerea celulei cu o culoare pe care o stabiliți voi. Aplicați culoarea celulei respective și apoi executați click pe butonul OK. Aceeași celulă va fi formatată cu aceeași regulă, numai că vom trece următoarea valoare posibilă despre care am discutat anterior și anume în celula F2 este posibil să găsim la final valoarea XXX, ceea ce înseamnă că aplicăm din nou formatare cu o umplere de culoare. Tot pentru celula B2 aplicăm regula pentru valoarea posibilă din celula G2 și începem cu prima valoare 000 și aplicăm din nou culoare de umplere. Următoarea valoare pe care o putem găsi în celula G2 va fi XXX. Și din nou aplicăm formatarea cu umplere de culoare. O altă celulă care adresează B2 este H2. Asta înseamnă că aplicăm ca regulă. Cele două cazuri posibile începem cu valoarea din H2. Este posibil să fie 000 și atunci aplicăm umplerea de culoare pentru celula respectivă, dar tot în celula H2 am putea găsi la final valoarea XXX. Deci va trebui să aplicăm și regula pentru această valoare, tot așa prin umplerea de culoare a celulei respective. Trecem acum la celula de adresă C2 să vedem doar cine o adresează și găsim celula F2 și celula H2. Asta înseamnă că exact aceleași reguli vor trebui aplicate pentru această celulă și, bineînțeles, și pentru următoarele celule din foaia de calcul care reprezintă zona de joc. Urmând același procedeu, veți aplica pentru celula de adresă C2 cele patru reguli de formatare condiționată, pentru celula de adresă D2 aveți de aplicat 6 reguli de formatare condiționată, pentru că această celulă este adresată și pe linii, și pe coloane, și pe diagonala pătratului. Vă prezint acum regulile de formatare condiționată pe care trebuie să le aplicați celulelor care fac parte din al doilea rând al pătratului de joc și facem referire la celula B3 care va avea 4 reguli de formatare, la celula C3,
De data aceasta veți avea 8 reguli de formatare pentru că această celulă face parte și din al doilea rând, din a doua coloană, din prima diagonală a pătratului și din a doua diagonală a pătratului, celula D3 este cea de aici. Pentru ea vom aplica doar cele 4 reguli de formatare valabile pentru rând și pentru o coloană. Urmează acum formatarea condiționată a celulelor care fac parte din rândul 3 al pătratului de joc, și anume celula de adresă B4 este cea de aici. Observația face parte și din rândul 3, din prima coloană și de pe a doua diagonală a pătratului. Pentru ea veți aplica 6 reguli de formatare. Mergem acum la celula C4. Este cea de aici. Pentru ea veți aplica doar 4 reguli de formatare, pentru că o găsim adresată doar pe ultimul rând al pătratului de joc și pe a doua coloană a pătratului de joc. Pentru celula de adresă D4, este cea de aici, vom avea din nou 6 reguli de formatare, pentru că ea va fi adresată și de ultimul rând al pătratului de joc, de ultima coloană a pătratului de joc și de prima diagonală a pătratului de joc. Sper că v-a plăcut acest exemplu de realizare a unui joc în aplicația Excel. Vă aștept și la următoarele jocuri pe care le-am gândit pentru voi. Până atunci, vă doresc succes!